Sunteți de acord? Putem începe ședința? Da. Prezenta ședință a fost convocată prin dispoziția numărul 292 din 20 octombrie 2017 a primarului Comunei Mărturei în următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mărturei din județul Bacău pentru anul 2017, inițiator domnul primar. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului amenajare trotuare pietonale în Comuna Mărturei din județul Bacău, inițiator domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentației PUS, construire locuințe, Comuna Mărgeni, județul Bacău, beneficiar Copa Cristian Costel, Copa Andreea Elena și Codora Bătirce, inițiator domnul primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentației PUS, reabilitare și extindere spații existente, beneficiar Șorul Marius Alexandru, inițiator domnul primar. Punctul 5. Diverse. Sunteți de acord? Spune la vot. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Da, avem invitat probabil cu permisiune, dacă doamna cineva. Nu știu, doamna. De la exclusiv televizor. Punctul 1. Proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Având în vedere raportul compartimentului de specialitate numărul 10.812 din 20 octombrie 2017, se propune deblocarea excedentului existent la sfârșitul anului 2016 și introducerea acestuia în veniturile totale ale Comunei Mărgeni pentru anul 2017 cu următoarele sume. Suma de 130.000 lei pentru obiectivul servicii de evaluare, reevaluare și inventariere patrimoniului din domeniul public și privat al Comunei Mărgeni, județul Bacău, și pentru reparații drum comunal Podi Șerpeni, suma de 550.000 lei, conform devizului întocmit de către SC Interproiect SRL, în baza solicitărilor cetățenilor din zona Podiș. Suprafața totală a drumului care se dorește a fi modernizat este de 8.955,21 metri pătrați, plus 3 podețe și un zid de sprijin. Discuții ceva? Ce discuții? Da, eu vreau să mă scriu la cuvânt. În sensul că, de când se știe, de când sunt solicitările astea ale cetățenilor, de au apărut și deviz în tot mii și proiect și tot? De pe 4 octombrie. Și deci, în 10 zile sunt în 20 de zile și un proiect și tot. 5 zile am făcut de zile. Și când sunt pentru alte proiecte, durează un an de zile. Foarte interesantă perioada așa. Deci nu este, domnul Chiotănuș, nu este o lucrare de investiții care să necesite adică un proiect, avize și documentații de specialitate. Doamna secretară, dați-mi voie, vă cunosc foarte bine zona acolo. Deci cetățenii în zona, nici nu sunt stare să-și curățe șanțul betonat. Deci acolo sunt șanțurile betonate la drumul asfaltat. Deci ajungi cu mașina și îți gâne mașina de atrai indolența și acum deci, nu au drumul, nu au drumul modernizat. Dacă e drum asfaltat și cu șanțuri betonate. Nu sunt betonate. Cum nu sunt betonate din albadă? Cum nu sunt betonate, domnule? Cum nu sunt betonate? Nu e nimic. Domnul Vasile, cum sunt betonate toate, tot, întreaga lungime. Dacă vă duce să vedeți cum sunt formatate și pline de pământ și cu spirii în ele, și acum ni cere să le facem, cum? Așa este. Până la limita unde este, care lucrează la urbanic, la municipiu, la domnul, cum îi zice, Cute, până la domnul Cute acolo. De la intersecție, cum acolo, la Dupas, adică acolo se poate să cere o modernizare unde avem drum asfaltat și în zonii unde sunt sute de case, nu avem nici piață, cum trebuie. Nici șanțe. Aici chiar o sfidare care, nu știu dacă ține, la o parte de voi poate intervenată și ar fi păcat să gândim să meargă bani acolo și în alte părți unde avem atâția locuitori fără piață. Da, domnul Chiotănuș, adevărat, ideea este că dacă vom lăsa încă un an, doi, trei, se va strica mai tare. Și așa, din 2006, când a fost reabilitat drumul, 2005 e ăsta. E drumul, a fost recepționat în 2005. Da, cunosc și perioada în care se va lucra. O să pot să explic și eu, din punct de vedere economic, vă spun.
Deci orice lucru care nu este reparat, reabilitat, renovat, riscă în timp să se strice mai tare. E adevărat, ați spus... Lăsați-mă că știu exact, vă spun că dacă mergeți, vedeți cum sunt combatate șanturile și sunt pline de pământ. Aici, aici sunt fotografii. Lăsați-mă că eu am făcut și eu la altul ieri prin zonă. Eu vă arăt, uitați, sunt fotografii. Cine a făcut proiectul, ori mi-ți fidează, ori cu trebuie de genie. Nu este făcut proiect. Încă o dată vă spun, nu este făcut proiect. Mergeți acum să vedeți șanturile pline de 100% combatate. Dar nu din cauza asta cap asfaltul. Păi cum sunt ploare? Asfaltul nu poate fi vegetația au dislocat pur și simplu asfaltul între șanți și asfaltul dislocat. Dar e pe mijlocul drumului, domnul Fieptănuș. E pe mijlocul drumului, dați-vă la fotografiul acolo. Nu pune o parte. Păi ce pune mașini de tonaj diferit? Foarte greu. Dar nu putem să... Așa și la... Știți dumneavoastră, n-ați atenționat că la Slatina se exploatează materiale... Cine mi-o prezis rupă că mi-o restricție de tonaj? Pe drumurile comunale. Nu că sunt drumuri publice de clasa 1 care sunt asfaltate și se poate circula cu tonaj. E legea 43 privind circulația pe drumurile publice. Un tonaj, o greutate. Dar nu avem voie să limităm tonajul decât conform legii. Conform legii, da, dacă ai voie 7,15, o să iei atâta trebuie să ai, dar de ce să ai cu 20? Vă verifica cineva? Dar direcția silvică care exploatează parchetul. Nu exploatează, societățile comerciale. Mă rog, poate la licitație direcția silvică parchetul. Aia sunt transportat. Nu cu totul altceva, nu ne legăm din altceva. Legați-vă din ei, cei care transportă. Acum, fiecare e cu opinia dumneavoastră și să voteze în cunoștință de cauză. Sunt alte opinii, sunt opinia la voastră. Eu voi vota împotrivă. Împotrivă? Da, împotrivă. Împotrivă, domnul Fieptănuș? Da, da. Încă o dată, deci cine este pentru, vă rog, pentru rectificarea bugetului cu sumele? Cine este împotrivă? Domnul Fieptănuș? Nu, nu e pentru drum, m-am referit, nu la bugetarea. Deci doar pentru partea cu drumul, domnul Fieptănuș este împotrivă. Abține? Consemnați, domnul Curile se abține. Pentru toți sau numai pentru partea cu drumul, domnul Fieptănuș? Pentru partea cu drumul. Aici am la punctul de punctul 2 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului amenajare trotuare pietonale comuna Mărturie, județul Bacău. Având în vedere documentația tehnico-economică și devizul general în domeniul de SC Via Center Design SRL, conform contractului de servicii și proiectare numărul 4485 din 16 mai 2017, se aprobă implementarea proiectului amenajare trotuare pietonale în comuna Mărturie, județul Bacău, denumit în continuare proiect. Se aprobă documentația tehnico-economică la investiția amenajare trotuare pietonale comuna Mărgeni, județul Bacău, astfel. Valoare generală estimată 1.083.546 de lei fără TVA, respectiv 1.283.136 de lei cu TVA, din care construcții montaj 899.208.000 lei fără TVA și 1.070.058 lei cu TVA. Lungimea totală proiectată 4857,14 metri liniari cu o lățime de 1,4 metri. Durata de realizare investiției 24 de luni. 1 metru și lățime? 1,4 metri. Probleme? Supunem la vot. Ce este pentru? Sumim, abține. Trecem la punctul 3. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentației plus, construire locuințe comuna Mărgeni, județul Bacău, beneficiar Popa Cristian Costel, Popa Andreea, Elena și Codorabă Mircea. Se aprobă planul urbanistic general pentru investiția construire locuințe, amplasat în satul Mărgeni, comuna Mărgeni, județul Bacău, beneficiar Popa Cristian Costel, Popa Andreea, Elena și Codorabă Mircea, pentru o suprafață de 13.667 metri pătrați, teren agricol, situat în extrat de anul statului Mărgine, comuna Mărgine, județul Bacău. Reglementări obligatorii. Beneficiarul va suporta asigurarea căilor de acces carosabil și pietonal, utilitățile tehnico-edilitare, rezolvarea complexă a problemelor funcționale, tehnico-edilitare și estetice a zonei studiate. Propuneri de avizare urbanistică. Pot maxim propus 30%, put maxim propus 0,9%. Regimul maxim de înălțime P plus 1 plus M. Pentru toate parcelele, accesul este asigurat din zona de circulație reglementată, respectiv actual drum de acces, în viziune, a cărui lățime a fost extinsă până la obținerea unui prospect care corespunde legislației în vigoare și a celor reglementate prin regulamentul local de urbanism al comunei Mărgineni. Spune la vot, da. Ești de acord?
Ține? În ce zonă e? Spre Ghelăieș, în Sachelarie. Zona unde s-au mai construit. Punctul 4. Proiect de hotărâre prin analizare de principiu a documentației PUS, reabilitare și extindere spației existent, beneficiar Șolos Mareș Alexandru. Se aprobă planul urbanistic zonal pentru investiția, reabilitare și extindere spației existent, amplasat în sat Mărgine, comuna Mărgine, județul Bacău, beneficiar Șolos Mareș Alexandru, pentru o suprafață de 92 m pătrați teren cu construcții, situate în traghianul statului Mărgine, comuna Mărgine, județul Bacău. Reglementări obligatorii. Beneficiarul va suporta asigurarea căilor de acces carosabil și pietonal, utilități tehnico-edilitare și rezolvarea complexă a problemelor funcționale, tehnico-edilitare și estetice a zonei studiate. Propuneri de realizare urbanistică. Reabilitarea spațiului comercial existent și extinderea acestuia. Pot maxim propus 70%. Cut maxim propus 2,1. Regim de înălțime P plus 1 plus M. Accesul la amplasament se realizează direct din DN2G, drum național secundar de clasa a 3-a, cu două benzi de circulație. Latura posterioară a amplasamentului clădirii este la o distanță de 60 de cm, conform codului civil, față de limita de proprietate, iar celelalte laturi vor păstra distanțele generate de clădirile existente. Nu sunt probleme. Vă referiți către parc? Către parc, 60 de cm față de linia de proprietate, iar stânga, dreapta... Da. Dacă nu sunt obiecții, trecem la vot. Care pentru? Abținem. Diverse, vă rog. La diverse. Vreau să întreb un aspect. La noi s-a procedat la angajare la Poliția Comunitară. Avem structuri? Poliția Comunitară? Da? Poliția deci, Comunitară este înființată încă din 2006 la nivelul Comunei Mărgineni. Înființată? Știu că doar a fost inițiatorul proiectului de hotărâre. Da. Dar acum avem angajați la Poliția Comunitară? Dar înțelesese că anterior nu mai existau. Existau ca și funcții, numai că făceau altceva. Deci Iulică era, care a murit, era la Poliția Comunitară, numai că pe perioada cât a rămas fără personal la impozite și taxe, el a fost transferat acolo și având fiind șofer profesionist, mai conducea și din microbuze. Deci aveam un singur polițist comunitar. Un singur polițist comunitar. Și acum avem unul singur. Cine? Domnul Sava. A fost angajat. Și? În urma concursului organizat un atât. Lucrător? Sau ce calitatea care au? Polițist local. Și atunci se va înființa în continuare, se va angaja. Care e perspectiva? Deci deocamdată, am zis să avem măcar un polițist local care să fie abilitat de a aplica sancțiunea mea și de a face control. Nu știu ce o să fie pe parcurs, depinde de buget și de... Noi avem, conform legii, 10 posturi de polițiști locali. Un polițist la 1000 de locuitori. Da. Nu, chiar așa e. Da. Un polițist la 1000 de locuitori. Da. Așa este normativul. Numai că așa am funcționat. Păi ori să funcționăm, ori să existăm, să nu mai existăm. Funcționăm, da. Da, mulțumesc, Vitalea. Altcineva? O problemă cu drumul de la Bulai, la Domn Vădurii, la Valea. Acolo. Este omul a venit și mi-a spus că nu mai poate să iasă din ocradă, că pământul e lăsat acolo, că nu i s-a făcut nimic. La Marțial de Bucureu acolo? Exact. O altă problemă. Noi avem amenajarea pădurilor. Doamna secretară știe în mare ce înseamnă. La 10 ani se amenajează pădurile. Noi avem drumuri forestiere, care la un moment dat sunt zone unde se suprapun cu drumurile publice. Va veni inginerul de la Icasă, de la Roman, și nu știu, urbanismul nostru de la comună, să stabilească cu exactitate lungimile și porțiunile care mai sunt încă forestieri sau comunale. Și pe Slatina. Noi avem în hărți o porțiune mult mai mare. Dumneavoastră aveți o porțiune mai mică. Drumul de la Slatina a fost inițial drum de exploatație forestieră și a fost predat în hotărâre de guvern către Comuna Mărgineni pentru drum comunal. Domnul Cândea. Și drumul de la Tabăr, Valea Budului. Nu, ăla n-a vrut să ne-l dea. Valea Budului spre Tabăr n-a vrut să ne-l dea. Am făcut aceeași documentație în aceeași ședință de Consiliu. Ne-a aprobat doar lucrarea. Acum va trebui prinse toate documentațiile ICAS-ului și aspectele astea. Deci Slatina va avea drum comunal 2 km, restul drum forestier. Avem predat în hotărâre de guvern drumul de la Slatina.
până la ce kilometru? Cât a fost asfaltat? 2,3 parcă. Parcă 2,3 e la asfaltat. Păi aia până la fântâna sărată, dar drumul e și până sus la bariera cealaltă, către Padina. E ceva. Eu, deci doar cât este asfaltat, cât a fost asfaltat, a fost prins. Știu că atunci când tot ce la totalitate? Tot ce la totalitate este al nostru. Dacă o să vină și topometristul ăsta. Noi avem intabulări pe drumurile astea, deci noi și sunt intabulări conform domeniului public. Da, mai avem și altceva? Da. Vă mulțumim din participare, dacă nu. Eu nu. Spune-mi. Deci la intersecție l-a cumpărat platforma aia unde la un moment dat când s-a turnat primăria era foarte frumos, foarte. La ora actuală, ferească Dumnezeu și este gol. Numai gunoaie, numai mizerii de nedescris ce acolo. Cu de la rapid acolo? Da. Eu am început să văd. Și acolo ferească Dumnezeu. Am văzut o blacardă scris cu interesul. Cumva să-i atenționăm cu regulamentul, eu știu cu ce. Mai este problemă cu gunoaie în... de la cimitir, la deal, în Buzdruci, care duce la Trei Cruci. La Trei Cruci. Este dezastru. Un dezastru. Trebuie să stabili ceva, duce gunoi, totuși trebuie să duce gunoi. Dar securitatea local, de acum se poate aplica legea. Doar este. Aplici legea, dar unde duci omul gunoi? Ți-i dai foc, ai voie? Da, să dai la așa de gunoi, ai voie? Ce gunoi vegetal, restul vegetal, este un gunoi? Coasca de labă, acum ai să vedeți și ea. Au saci întregi. Să duce coasca de labă. N-are cum duce după, n-are grădină, pui grădină și conștiință. Oamenii au terenuri agricole, acum am folosit să-ți proprietatea lor și poate să-l ducă pe proprietatea lor. Dar e om, dar e om, domnule. Nu, nu stai scopii acolo, pur și simplu. Trebuie preveniți oameni, trebuie să faceți o prevenție. Stai cineva cu bazele lor? Scriveți și proca de nerealizare și este coșinat la sine. În sondaj, vezi poliția ce militară și nu mai mers. Să-mi dai un credit. Mai credit de așa. Nu știu. Dar nu mai aveți alte probleme și sunteți de acord în ședinței. Vă mulțumim frumos de participare.